La parchetul de pe lângă judecătoria Suceava a fost înregistrată o plângere penală formulată de colectivul de angajați ai compartimentului de inspecție economică financiară Suceava, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Nord-Est, din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași. Din conținutul sesizării reiese că unul dintre angajați a fost internat în cursul lunii martie 2020 în Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, fiind diagnosticat cu virusul SARS-CoV-2, iar imediat după externare a revenit la serviciu fără a respecta o perioadă minimă de izolare, fără efectuarea unui al doilea test și fără respectarea normelor privind distanțarea socială, punând în pericol sănătatea celorlalți angajați. Într-un comunicat de presă transmis de parchetul de pe lângă judecătoria Suceava, se arată că la nivelul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași se cunoștea situația angajatului confirmat pozitiv și cu toate acestea nu s-ar fi respectat măsuri instituite prin regulamentele legislative și procedurile interne privitoare la prevenirea răspândirii COVID-19 prin asigurarea materialelor de protecție și dezinfecție, asigurarea distanțării sociale și protejarea sănătății personale.